Se pare că acest exponat a fost serios afectat de trecerea timpului. A rămas fără ambele capete. Atunci când plouă afară și vizitați un oraș cum este Berlinul, probabil cea mai bună variantă va fi să vizitați un muzeu, 2, 3, 5. Să încercați să învățați câte ceva din fiecare experiență. Tocmai am terminat un muzeu? Urmează următorul. Am învățat că nu ai nevoie de creier ca să ajungi zeu sau zeiță. Nu ai nevoie nici măcar de cap. Motivul pentru care un număr foarte mare de bărbați este prezent în muzeele de artă este acela că atunci când privesc exponatele, acestea îi fac să se simtă mult mai încrezători în forțele proprii. Plouă foarte tare, nu am umbrelă și mă ud! Se pare că muzeul de artă este locul inspirațional ideal pentru doamne și domnișoare. Am realizat de unde își aleg bijuteriile, prințesele și reginele de la Hanul Drumețului. Colierul Choker sau suportul de gușă era o piesă de rezistență încă de pe vremea Egiptului antic. Dacă credeți că muzeele au fost făcute doar pentru pensionari sau pentru copiii obligați de părinți și profesori să meargă, vă înșelați. La un moment dat încep să-ți imaginezi cum ai arăta ca un exponat. După 6 ore petrecute în muzee, în sfârșit am terminat. De fapt n-am terminat, mai erau 2, dar m-am plictisit și nu mai rezist. Dar a fost foarte frumos, am văzut foarte multe lucruri interesante, cum ar fi crăticioare, ulcioare, furculițe, extrem de interesant, mai ales picturi, bolovani, pietricele, pietroaie. A fost foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult. Cel mai mult mi-a plăcut muzeul cu Egiptul Antic, unde am văzut bustul lui Nefertiti. Acela a fost cel mai frumos, dar și celelalte nu pot să zic că nu. Vă pup!